În schimb, deputatul USR Radu Miruță are altă părere. Parlamentarul de Gor susține că fondul de tranziție justă este un subiect tabu pentru angajatorii din județ, care nu știu prea multe detalii despre ce pot face să obțină bani din acest fond. Radu Miruță a declarat la TV Sud că ar trebui o campanie agresivă a autorităților județene pentru promovarea fondului de tranziție justă. Deputatul Radu Miruță susține că nu este o certitudine că proiectele depuse până acum vor fi aprobate. Din discuțiile pe care le-am avut cu domnul ministru Cristian Ghinea, ceea ce s-a întâmplat până acum cu depunerea proiectelor a fost doar o etapă prin intermediul căruia Comisia Europeană a scanat mediul de afaceri cam în ce zonă ar vrea să îndrepte banii. Nu înseamnă că proiectele care s-au depus din fericire până acum sunt cele care vor fi luate în calcul și că alte proiecte nu vor putea fi depuse. Adică în acest moment, depunerea proiectelor nu a reprezentat decât o modalitate prin intermediul căreia să se vadă dacă există interes pentru anumite activități care să fie finanțate. Nu este deocamdată irreversibil ceea ce s-a întâmplat. Parlamentarul critică modul în care autoritățile au promovat fondul pentru tranziție justă și susține că angajatorii din Gorj nu știu detalii despre modul în care pot accesa bani. În continuare, din punctul meu de vedere, problema principală este reprezentată de faptul că multe entități economice din județul Gorj nu știu de această posibilitate. În continuare, sunt foarte multe întrebări fără răspuns la nivelul județului Gorj. În acest sens, din discuția pe care am avut-o sâmbătă trecută cu domnul ministru Ghinea, am agreat să existe o întâlnire cu mediul de afaceri la nivelul județului Gorj, unde o echipă de la minister să răspundă la absolut toate întrebările pe care de bun simț cei care pot să producă proiecte la nivelul județului Gorj să primească informațiile. Este o certitudine că România va primi acești bani. Este o certitudine că va exista un mecanism foarte clar prin care acești bani se vor împărți între județe. Ați văzut, am văzut și o declarație și a domnului președinte al Consiliului Județean, care a fost săptămâna trecută la o discuție la Ministerul Investițiilor și al Proiectelor Europene și chiar, având în vedere că vine dintr-un partid în acesta PSD, am văzut că a plecat și a declarat convins că în urma discuțiilor cu reprezentanții din minister, a primit toate garanțiile că lucrurile din perspectiva Ministerului se vor desfășura corect. Trebuie ca și ei pe plan local să fie pregătiți pentru a primi acești bani, pentru a atrage acești bani. Eu aș lipi toți stâlpii din Târgu Jiu, aș lipi toate panourile din județul Gorj cu informații despre acest fond de tranziție justă, pentru a compensa riscul ca banii să existe și să nu avem proiecte pentru ei. Cum s-a întâmplat de altfel în județul Gorj de zeci de ani. Și cu toate acestea, discuțiile despre acest subiect sunt destul de... șterse. Exact. Nu prea șterse. Vedem că se dezbate foarte mult acest subiect, nu prea vedem că este promovat acest fond sau informațiile cu privire la cum pot fi accesați acești bani. De ce suntem în continuare, domnule deputat, în această stare de, eu știu, să așteptăm să treacă timpul, eu știu, așteptăm să vedem ce se va întâmpla când se închide acest complex sau ce mai așteptăm? Mai este timp să mai așteptăm? În județul Gorj, autoritățile încă nu funcționează în logica de a fi ahtiați pentru a atrage fonduri. În județul Gorj se funcționează încă în logica în care aștept să se dea de la guvern. Radu Miruța a mai declarat că o echipă din cadrul Ministerului Fondurilor Europene va veni în Gorj și va discuta cu cei interesați să depună proiecte pe fondul de tranziție justă.